Bună seara, dragi prieteni! Sunt la București. Sunt în camera unui hotel. M-am uitat mai înainte la televizor. Tot ceea ce fac cei care au dat lovitura de stat în fața întregii lumi nu este altceva decât o încălcare conștientă, continuă, a legilor, a Constituției și a voinței românilor. Toate lucrurile acestea le fac din disperare, pentru că ceea ce au făcut până acum, fiind la butoane de 35 de ani, prin rotație, dar de fapt fiind toți împreună, nu a fost altceva decât furtul întregii țări, a resurselor, a capacităților economice, distrugerea economiei naționale, toate aceste lucruri. Iar acum, un singur om a reușit să fie pus în fața faptului că trebuie să răspundă. Normal că se apără, normal că fac o grămadă de infracțiuni, una după alta, în văzul întregii lumi. Credeți că cei care văd din afară lucrurile nu înțeleg că CCR-ul și ceilalți încalcă orice lege și orice criteriu de bun simț din disperare? Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că știu că li se apropie sfârșitul. Normal că se luptă. Normal că încearcă să-și apere ce au furat, pozițiile lor sociale. Până acum vreo 200 mâini păreau intangibil și dintr-o dată s-ar putea să-i pască pușcăria. Tocmai de aceea trebuie să fim vigilenți, trebuie să vedem ce se întâmplă și să putem să lăsăm deocamdată să vedem dacă funcționează actul, cât a mai rămas din el democratic, dacă ceea ce s-a atacat în instanță, anularea legilor, va funcționa, iar dacă nu, să fim pregătiți. Pentru că acum îi vedeți în adevărata lor splendoare. Așa au fost tot timpul, dar au făcut un spectacol de teatru pentru noi, ca să nu înțelegem. Uniți în jurul ciolanului și a ceea ce au furat. Eu spun lucrurile acestea de 5 ani la Cluj. Uitați-vă în spate pe Facebook și pe toate lucrurile acestea. Le-am trăit pe propria mea piele. De aceea am făcut scandal, de aceea am făcut greva foamei de 3 ori. Pentru că ceea ce mi se întâmpla mie în mic, de fapt, și vă ziceam, o să se întâmple tuturor, pentru că un sistem care atacă un singur om este pregătit să-i atace pe toți. Normal că sistemul este sprijinit de către acoliți care au beneficii, normal că acei acoliți mint, deși toți vedem că mint, tocmai pentru a nu li se distruge și lor beneficiile. Dar asta nu înseamnă că adevărul nu trebuie să se instaureze din nou. Români, trebuie să luptăm pentru noi, pentru țara noastră. Pentru că adevărul, credința, tradițiile, credința în Iisus Hristos, chiar pentru cei care nu cred și voi care nu credeți, toți ați fost botezați la biserică, chiar dacă nu credeți. Și când veți muri, veți fi înmormântați cu cruce de către un preot. Nu scăpați.